Sâmbătă 19 decembrie, începând cu ora 13, la Muzeul Dunării de Jos din municipiul Călăraș, a avut loc Salonul Anual de Artă, curator Ana Amelia Dincă. Din nou, artiștii plastici călărășeni s-au reunit într-o frumoasă expoziție de grup care încununează activitatea lor de peste an. Alături de pictori, graficieni, ceramiști, acuareliști ai locului vin să expună și nume ale artei contemporane din alte zone ale țării. Bine ați venit la Muzeul Dunării de Jos. Astăzi vernisăm Salonul Anual de Artă din Călăraș, la care artiștii participanți au adus lucrări diferite, diverse, în diferite tehnici, de la acuarelă, pasteluri, acrilic pe pânză, sculptură, ulei pe pânză. Artiștii participanți sunt o parte din Călăraș, iar o parte din București, din Slobozia, și avem foarte mulți artiști invitați. În continuare o să o rog pe doamna Amelia Dincă să analizeze puțin în detaliu lucrările expuse. Mă bucur că și anul acesta Salonul Anual de Artă se poate desfășura. Chiar și în aceste condiții de pandemie, artiștii plastici au creat și au așteptat cu nerăbdare acest salon, care, iată, aduce pe simeze lucrări foarte interesante și artiști plastici, nu numai locali în Călăraș, ci și din alte orașe ale țării. De data aceasta observ că artiștii plastici vin în expoziție cu lucrări de dimensiuni mai mari. Spațiul expozițional permite acest lucru, ceea ce dă o notă particulară expunerii. Sunt artiști care au fost la toate edițiile Salonului Anual de Artă și care de fiecare dată au venit cu lucrări noi, cu lucrări foarte interesante, fiecare dintre aceștia menținându-și viziunea. Tehnicile, ca de obicei, ca în toate expozițiile de grup, sunt tehnici diferite, sunt tehnici care caracterizează parcursul vizual al artiștilor plastici, de fiecare dată provocator prin imaginile pe care le propun. Așadar, o pictoriță foarte interesantă, care se află pentru prima dată la Salonul Anual de Artă de la Călăraș, este Vali Irina Ciobanu, care are un discurs vizual foarte romantic. Este o artistă care iubește citadinul. Știu că a pictat de pe terasa Teatrului Național din București anumite aspecte citadine și cromatica pe care o observăm aici este una foarte delicată, puternică, o cromatică grisată, o cromatică ținută sub control și gândită, pentru că cele două lucrări care sunt detalii ale peisajului citadin sunt foarte bine compuse, sunt expresivizate, astfel încât jocul de culori să pună în evidență și lumina, și misterul, și frumusețea peisajului bucureștean vechi. Pe o altă direcție vizuală o regăsim pe Petronela Milea, o artistă care descoperă în permanență noi câmpuri vizuale și trece de la figurativ, de la o abordare modernă a peisajului rustic, la spații abstracte, la spații care înglobează o abordare abstractă, așadar atât figurativul, cât și zona aceasta în care artista își exprimă trăirile, emoțiile, fac parte din abordarea din ultimul timp a Petronelei Milea. Un artist bucureștean care a mai fost alături de noi la manifestările expoziționale ale Muzeului de Jos este Sorin Vințeanu. Sorin Vințeanu poate să lucreze atât compoziții miniaturale, dar iată că de data aceasta lucrarea Ispita
vine să ne demonstreze modul cum domnia sa se desfășoară pe spații mai ample și zona figurativului, desenul, sunt cele care dau măsura viziunii sale. Nu lucrează în culori multe, culorile sunt puține, esențiale, astfel încât formele care sunt reprezentate au un impact direct asupra privirii noastre. Carmen Pavel este o tânără artistă și mă impresionează de fiecare dată zona decorativă pe care o abordează în compozițiile sale. Însă, de la figurarea unor personaje cu ajutorul liniilor pe care le expresivizează într-un mod particular, reușește de data aceasta să meargă spre o zonă, spune artista, a celulelor, astfel încât câmpul său compozițional să devină unul gestual, unul expresionist, unul adeseori abstract. Pentru iubitorii artei călărășene și pentru cei care frecventează expozițiile din acest oraș, numele lui Gigi Stănescu nu mai are nevoie de vreo prezentare. Este cunoscut faptul că este un pictor al orașului său, dar realizează în egală măsură și portrete. Îi place foarte mult să lucreze în culori complementare. Albastru caracterizează în general opera sa de până acum, dar alături de peisaje, Gigi Stănescu se oprește frecvent asupra tipului uman, asupra unor personalități din zona culturii și nu numai că le transpune pe pânză, în acrilic, dar caricaturile sale sunt făcute la mare artă. Sunt caricaturi care au participat și la expoziții naționale alături de nume importante ale genului. Gigi Stănescu, așadar, iată-l din nou prezent alături de noi în această expoziție, cu lucrări care se încadrează foarte bine stilului său, parcurs în ultimii ani de transformări foarte discrete și într-o evoluție evidentă. Din nou, Gabriela Florea abordează peisajul inspirat din stampele japoneze. Este o pictoriță care iubește foarte mult culoarea, îi plac cireșii înfloriți, îi plac copacii înfloriți, și de fiecare dată culorile sale sunt foarte expresive și sunt foarte puternice din punct de vedere al contrastului cromatic. În această expoziție vine cu o noutate, a început să lucreze și portret, se orientează și pune accent pe figura umană realizată în culori la fel de puternice, astfel încât abordarea sa este una foarte actuală. Un spațiu experimental observăm și la Teodor Florea. El se joacă atât cu zona cromatică, dar și cu zona geometriilor, care împreună dezvoltă un discurs cromatic foarte interesant, deopotrivă abstract și figurativ. Cornel Ursu Dobrogea de data aceasta expune o singură lucrare, o lucrare de sezon, Omul de zăpadă, familia omului de zăpadă este tema sa. Este o lucrare care mie îmi place foarte mult, o lucrare foarte romantică, o lucrare care ne amintește de copilărie, de inocență, de puritate și de bunătate. Cornel Ursu Dobrogea este acel artist pentru care realismul se află în centrul atenției sale. În permanență, desenul stă la baza discursului său vizual, astfel încât tabloul pe care îl vedem acum i-a permis un joc cromatic și figurativ puțin mai liber, astfel încât punctele de pe suprafața pânzei sale, cât și petele de culoare, creează un ritm, o mișcare. Este acesta un tablou de o frumusețe specială. Florian Mihailescu este inspirat în creația sa de lumea sacră,
Întotdeauna îngerii, anumiți sfinți, au fost reprezentați cu multă sensibilitate de artist, care are un stil aparte, un stil inconfundabil, pe care îl descoperim cu ușurință, indiferent în ce context expoziționar s-ar afla. Florian Mihăilescu este un obișnuit al expozițiilor de la Călăraș și pe lângă această zonă sacră pe care o abordează întotdeauna, este și un iubitor al picturii laice. Peisajele care au fost expuse la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș ne-a demonstrat faptul că Florian Mihăilescu poate să schimbe tehnica ca foarte ușor și poate să abordeze diferite imagini, diferite structuri compoziționale care merg de la o reprezentare modernă a realității până la interpretări conceptuale care se regăsesc în traseele pe care le creează, trasee de culoare foarte puternice care alternează cu linii modelate sau modulate, astfel încât frumusețea lucrărilor sale să fie una specială și una care îi caracterizează arta. Valérie Blanche are un stil al său de a reprezenta structurile, mișcarea materiei. De fiecare dată jocurile sale cromatice pun accent pe anumite structuri care pot fi telurice sau structuri văzute la microscop, pentru că artista este foarte preocupată de tensiunile care mocnesc în structurile minuscule sau în structurile acestea planetare. La fiecare expoziție, Valérie Blanche vine cu lucrări expresionist abstracte care ne amintesc de acest dinamism al lumii pe care nu îl percepem cu ochiul liber. Iată că artista scoate în evidență tocmai aceste tensiuni subterane sau cosmice care de fiecare dată sunt interesante prin abordarea cromatică. Un triptic semnat de Cristina Georgescu, numit Nativitate, o lucrare care este deosebită prin modul de structurare. Avem în zona crucii un relief, astfel încât compoziția capătă o oarece volumetrie. Este foarte interesantă această compunere, dar și abordarea cromatică și ideea de a expune în această formă compoziția Nativitate. Știm faptul că doamna Cristina Georgescu abordează zone ideatice legate de poveștile biblice, însă se raportează și la preistorie, se raportează la zona culturii și de fiecare dată încearcă să transpună pe suprafața bidimensională o idee, un concept care să ne aducă și pe noi în starea de a fi a omului mistic. Terra Incognita este o altă lucrare a Cristinei Georgescu, o lucrare care are o tentă suprarealistă, este puțin mai figurativă decât ceea ce cunoșteam noi până acum. Foarte interesantă și foarte echilibrată această lucrare. În general, Cristina Georgescu are lucrări armonioase care au un ax central în jurul căruia coagulează întreaga lume a poveștilor din pânzele sale. Regizorul Laurențiu Damian este evocat de Florian Vulsan, un pictor pentru care arta portretului se află în atenția sa în permanență. Știm că Florian Vulsan a abordat la început în tehnica acuarelei tipul uman și la fiecare expoziție ne surprindea cu portretele prietenilor, cunoscuților, astfel încât de data aceasta a făcut un pas înainte prin abordarea în
într-o dimensiune monumentală a figurii regizorului Laurențiu Damian. Florian Pulsan a abordat acest tip de portret supradimensionat și în alte compoziții. De asemenea, este de remarcat faptul că gestul, spontaneitatea tușelor, expresionismul cromatic sunt încorsetate în specificitatea figurii regizorului, pentru că Florian Pulsan intră în caracterul personajelor, știe să-și dezvolte cromatica pe anatomia facială și de fiecare dată câmpul cromatic este organizat astfel încât fondul să neutralizeze chipul foarte expresiv și realizat în datele unor note clasice peste care a suprapus culoarea într-un mod gestual foarte modern, foarte actual. Două lucrări foarte speciale ale Mariei Măcian Bogatu, două volume pe care artista le-a gândit în zona mesajelor criptate. Ideea aceasta este una care induce taina, induce misterul, induce o anumită trimitere în istoria umanității. Cele două tipuri de materiale pe care le amplasează în zona compoziției, sticla și ceramica, se îmbină foarte bine aici, atât cromatic, cât și din punct de vedere formal. Lucrările, pentru că sunt două, sunt foarte unitare, sunt bine articulate, iar estetica lor este una plăcută privirii, nu obosește, sunt foarte clar realizate, dar în aceeași măsură sunt lucrări de o profundă gândire. Pentru că Maria Bogatu Măncianu gândește mult înainte lucrarea, o compune pornind de la un proiect, astfel încât de fiecare dată ne propune compoziții foarte interesante. Mă bucur să văd că în cadrul Salonului Anual de Artă este prezent și sculptorul Alexandru Paraschiv. Pura vizualitate este cea pe care o are în atenție Alexandru Paraschiv, dar și impactul cromatic al formelor, care se detașează parcă într-o mișcare dinamică în câmpul compozițional. Victor Grigore ne propune un alt discurs plastic în ceea ce privește abordarea chipului feminin. Victor Grigore este un foarte bun portretist. An la rând s-a preocupat de picturalitatea și expresia deplină a figurii feminine, de interiorul femeii care se reflecta în partea vizuală, cea a chipului, dar de data aceasta tușa suprapusă, tușa grizată, tușa foarte expresivă sau tușa pierdută în câmpul vizual, de multe ori a fost înlocuită în ultimul timp cu acest joc dinamic al liniilor care conferă o tensiune, o vibrație a suprafeței, un joc practic pentru că artistul se joacă aici cu liniile și deși pare că aceste trasee ale pensulei sunt accidentale, ele sunt foarte bine gândite, ele contrastează punând în valoare diferite planuri ale feței și iată că zona aceasta a chipului este marcată de un gest al personajului pe care îl reprezintă, astfel încât compoziția poate să aibă la un moment dat o construcție piramidală. Otilia Anastase este întotdeauna fascinată de misterul apariției lumii. Rescriere genetică este de fapt amintirea unei hărți pe care artista o interpretează cu mijloacele sale de expresie într-o cromatică foarte delicată și într-o abordare care pune în evidență evoluția, punctul la care a ajuns artista în acest moment,
și descoperirile pe care le face pe suprafața bidimensională, impresionând în ultimul timp prin lucrările deosebit de particulare, atât cromatic, dar și din punct de vedere al conceptului. Otilia Anastase este o artistă care aduce în zona laicului și elemente sau subiecte religioase, dar în ultimul timp se orientează și domnia sa către idei profunde, către zona de civilizație, atât către spațiul european, dar și către civilizația citadină imediată. Iarna pictoriței bedereagă Mihaela Mirabela este realizată într-o interpretare care este specifică. Bedereagă Mirabela este o artistă care desenează foarte bine. Este o artistă care poate să practice orice discurs pentru că stăpânește foarte bine desenul, dar iată-o acum cum se joacă cu atmosfera de culoare, realizând această compoziție de actualitate, de sezon, astfel încât atunci când o privim, parcă simțim vuietul iernii, într-o cromatică foarte atent transpusă în câmpul bidimensional al pânzei. Mihaela Mirabela Bedereagă este o artistă foarte delicată, este o artistă care știe foarte bine ce înseamnă o structură compozițională, pentru că, așa cum am spus, stăpânind desenul, poate să interpreteze orice formă, dar în aceeași măsură este și o foarte bună coloristă. Subiectul religios este preferatul lui Cristian Boca. De data aceasta abordează tematica cinei, cea de taină. Cristian Boca este un sculptor care atrage atenția de câte ori expune, pentru că în crucificările pe care noi le-am văzut expuse de acesta, totul este sintetizat, de obicei merge la ideea pe care și-o propune. Într-o zonă figurativă, într-o zonă în care noi recunoaștem, de fapt, mesajul pe care artistul vrea să-l transmită, Cristian Boca devine conceptual, Cristian Boca devine foarte sintetic și un artist foarte actual. Nu îi place să așeze culori foarte multe, este reținut în abordarea cromatică, dar de fiecare dată lucrările sale sunt foarte expresive. Laura Maraculea abordează o tematică diferită în creația sa. Portret, natură statică, peisaj, iată de data aceasta un peisaj de toamnă la Heleșteu, un peisaj în care artista se lasă condusă de frumusețea naturii pe care o simte în fața motivului pictural. Lucrează în 2-3 registre de obicei și elementele pe care le așează în compoziție nu aglomerează imaginea, nu o face ca să devină foarte încărcată. Foarte delicat Laura Maraculea așează culoarea și formele și de fiecare dată zonele compozițiilor sale aparțin sferei unui romantism care este specific. Dragoș Radu Popescu Comana ne onorează din nou cu portretul Reginei Maria. Domnia sa este profesor universitar și este un pasionat al personalităților istoriei noastre. În acest moment, o expoziție a sa personală se află pe simezele Sălii Atelier a Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia. A fost prezent la Muzeul Dunării de Jos cu o expoziție personală legată de centenarul Marii Uniri, dar de asemenea ne-a onorat și la precedenta expoziție de grup, tot din aceste săli, Salonul de Toamnă, și din nou este prezent și la Salonul Anual de Artă. Dragoș Radu Popescu Comana este un artist
care iubește foarte mult tehnica creionului pe hârtie, este un foarte bun portretist, dar înainte de toate se documentează foarte mult și întotdeauna redă toate caracteristicile personalității istorice pe care o reprezintă. Claudiu Victor Gheorghiu este prezent în expoziție cu o lucrare foarte bine susținută, cromatic și formal. Călătorie în timp se numește această compoziție. Claudiu Victor Gheorghiu este licențiat al Universității din București, Facultatea de Istorie, și recursul la memoria istoriei este unul permanent. Claudiu Victor Gheorghiu este și pictor de icoane, abordează și zona abstractului, dar iată că această compoziție este una foarte bine direcționată în zona formelor, dar și în zona expresiei depline. Cromatica aceasta pe verde, nuanțele, tonurile pe care le așează în lucrarea sa, dar și micile colaje ne amintesc de o zonă a Europei de demult, o zonă foarte romantică, dar în același timp foarte zbuciumată. Pastelurile pe care le vedem aparțin doamnei Felicia Huideș, o artistă preocupată în ultimii ani de natură, de elementul floral, dar și de peisaj. Însă a avut o expoziție personală în sălile Muzeului de Dunării de Jos din Călăraș și de fiecare dată a rămas credincioasă temelor consacrate ale artei, care pentru dânsa rămân natura statică și peisajul. Este o iubitoare a culorilor, de multe ori aceste culori care contrastează și sunt puternice, sunt evidențiate prin tehnica acuarelei, care a condus-o pe Felicia Huideș către realizarea unor lucrări foarte interesante, lucrări care demonstrează faptul că stăpânește spațiul compozițional, abordează perspectiva cu mare ușurință în zona peisajului, dânsa este profesoară de fizică, astfel încât gândirea rațională este una care o ajută în structurarea compozițiilor sale. În spațiul peisajului, Felicia Huideș reprezintă anotimpurile cu multă sensibilitate, surprinde atmosfera de culoare, atmosfera momentului zilei în care artista a mers la peisaj sau în momentul în care aceasta simte peisajul, rezultă întotdeauna o compoziție care ajunge la inima privitorului. Pastelul cretat pe hârtie este și tehnica pe care o abordează Daniela Iancu, artista care are în expoziție două lucrări foarte diferite, cu toate că abordează vasul cu flori. Cromatica este variată, cromatica este foarte sensibilă, foarte delicată, și se observă nota de picturalitate pe care tehnica pastelului cretat o permite. Daniela Iancu este și o iubitoare a peisajului, abordează și pictura în ulei, dar de data aceasta vasul cu flori, natura statică, sunt cele două elemente care ne încântă ochiul. Suprafața pe care artista încearcă să își exprime sentimentele de bucurie față de creația naturii, este o suprafață aerată, este o suprafață care concentrează în centru motivul pictural, foarte delicat, diferit, prin contraste și variații tonale care pot expresiviza imaginea de ansamblu. Uh,
Vara a fost întotdeauna pentru Silviu Ioan soare, motiv de a ieși la peisaj. Lucrările sale sunt acuarele și sunt lucrări cu două abordări diferite. Un balcic în care artistul prezintă o vedere amplă, o perspectivă mai detaliată de ansamblu a unui fragment din balcic, iar cealaltă compoziție este un cadru peisagistic dintr-o kerhana, pentru că artistul încearcă să evoce întotdeauna spațiile acestea în care apa dezvoltă o anumită frumusețe a lumii. Nu numai vegetația care înconjoară zonele de apă, dar și semnele pe care le lasă omul aici sunt surprinse de Silviu Ioan Soare în aceste două acuarele, care sunt structurate din punct de vedere compozițional foarte diferit. Peisajul de la Balcic este într-o tușă mai modernă redat, pe când Kerhanaua este o compoziție în care tușa impresionistă este evidentă și mișcarea pe care o conferă aceasta se remarcă în întreg ansamblul compozițional. Fascinanta lume a copilăriei este surprinsă de Mirei Popa. Întotdeauna Mirei a adus în expoziții legende, povești, elemente care ne aduc aminte de frumoși ani de început, în lucrări foarte clare, foarte ușor de cuprins cu privirea, care nu sunt încărcate, ci exprimă puritate atât prin cromatica așezată de artistă pe spațiul de lucru, dar și prin povestea care se poate țese în jurul micilor sale lucrări. Gabriel Smolac și la Salonul de Toamnă a venit cu o lucrare foarte interesantă. Ceea ce îmi place la acest artist este modul cum abordează hașura, modul cum insistențele sale în a descrie lumina și umbra, în a valora spații închise și deschise, ne atrag atenția. Concentrarea subiectului apare în plin centrul imaginii și evocă momentele actuale prin care societatea trece. Și prin aceasta el este un artist actual, este un artist care în fiecare lucrare redă dimensiunea tragică a acestei pandemii care s-a abătut asupra noastră. Foarte bun desenator, intuiește atât în detaliu cât și în ansamblu forma care se va finaliza foarte expresiv. Anotimpul iarna a constituit un subiect foarte frumos pentru mai mulți artiști din expoziție și Cristina de la Studina, care este un peisagist inedit. Peisajele sale sunt legate de zona selenară, de zona subacvatică, de spațiul copilăriei, de întinderile din zona unde s-a născut, întinderi care nu permite ochiului să se lovească de nimic, ci să pătrundă în infinit. Și această lucrare, iarna, prezintă aceleași caracteristici ale picturii sale. Este o lucrare de mici dimensiuni, dar prin tușele gestuale ale eterului, care contrastează cromatic cu zona aceasta terestră, Cristina de la Studina ne propune un contrast de non-culor la prima vedere, dar și de griuri, însă centrul de fugă al imaginii sale este un copac și modul în care acesta a realizat această compoziție ne impresionează pentru faptul că nu aglomerează imaginea prin nimic, ci creează o atmosferă aproape de la marginea pământului.
Forma aceasta de triunghiulară și dimensiunea redusă a lucrării ne dă impresia că noi privim afară acest peisaj prin deschizătura unei cazemate. Marcela Zmeanu este o iubitoare a peisajului de câmpie, care are pentru artistă un mister aparte. Casele vechi, solaritatea spațiului câmpiei Bărăganului sunt surprinse în multe lucrări ale artistei. Parfumul toamnei este o abordare compozițională specifică, foarte vibrată. Artista folosește aici tușa fragmentată, dar conturează subiectul cu ajutorul liniei pentru a-i da un aer de vechi, de rustic. Este acesta un peisaj special în creația artistei, pentru că nu numai tehnica o avantajează, dar și ochiul său a început să se experimenteze în ultimii ani, astfel încât modul cum lumina se reflectă pe formele pe care le reprezintă este surprinsă într-un mod foarte frumos. Alăturările cromatice sunt și ele bine ținute sub control, culorile complementare sunt la mare artă reprezentate, dar ceea ce îmi place la doamna Marcela Zmeanu este faptul că întotdeauna colțurile ascunse de lume sunt aduse în apropierea noastră și nouă ne face plăcere să privim de fiecare dată lucrările domniei sale. Din nou un peisaj de iarnă care aparține lui Corneliu Radcu, un peisaj în pastel în care întâlnim două abordări stilistice diferite, dar care conferă unitate imaginii. Este vorba de atmosfera de culoare pe de o parte, iar pe de altă parte de formele geometrice care evocă specificitatea vaselor de pe Dunăre, dar și a caselor care smărginesc zona aceasta acvatică. Corneliu Radcu este un artist care este apropiat de spațiul acesta al Călărașului și colțurile de natură fascinante care sunt încărcate de mister sunt redate de artist cu multă sensibilitate, dar și cu o mare forță. Un bun desenator, un artist care stăpânește compoziția, de fiecare dată lucrările sale, având toate criteriile principiilor clasice de structurare a unei astfel de lucrări și ceea ce putem să spunem în acest moment despre stilul său nu se oprește doar la această abordare volumetrică a formelor. Corneliu Radcu este și un artist care poate să lucreze și aplatizat și să transmită un mesaj direct, uneori un mesaj încifrat, pentru că este un artist de cultură și un artist care poate să abordeze orice zonă stilistică.